Păi eu nu mai arunc bine cu lansetele mele, mă. Nu mai plac. Păi ai văzut ce scule au aia, mă, de print? Aș vrea să le văd pe ale mele. Bă, dar știi ceva? Și eu vreau să le văd pe ale mele. Auzi, dar oare cum facem? Mergem în obor sau cum? Sau un târg. Avem altă variantă? V-am auzit vorbind. Vreți să vă vindeți sculele? Da! Păi vă dau eu o variantă. Intrați pe claumarpescar.ro, secțiunea bazar și puteți publica sau căuta anunțuri gratuite legate de orice fel de echipamente de pescuit, joburi din domeniu, pensiuni, concursuri și lacuri pentru toți pasionații de pescuit și outdoor. Bazarul Claumar Pescar, le-am vândut la setele mele vechi imediat, mai pus acolo niște bani și a, uite ce frumuseți mi-am luat, a? Ce mișto sunt! Bă, dar asta cum să folosesc? Bagi acolo cablul ăla, tragi, nu știu mă, dar pun chiar acum un anunț pe Claumar Pescar și aflu cum se face. Intrați pe claumarpescar.ro, secțiunea bazar și puteți publica sau căuta anunțuri gratuite legate de orice fel de echipamente de pescuit, joburi din domeniu, pensiuni, concursuri și lacuri pentru toți pasionații de pescuit și outdoor. Bună seara, dragi telespectatori, sunt Claudiu Popa de la Claumar Pescar și l-am alături de mine, bineînțeles, pe Radu Bădică, Revebeits, partener Claumar Pescar. Bine ați venit la o nouă ediție din The Live Show. Și în seara aceasta am hotărât să vorbim despre lansetele Spro Sportex și Select Baits, pentru că pe acestea le putem cuprinde într-o emisiune. Într-o singură emisiune. Dățile trecute am vorbit despre Shimano și despre Daiwa, iar acum au urmat la rând, să zicem așa, acești producători. Niște producători care... Cunoscuți, da, unul la mână, unii de tradiție, alții mai noi, da, dar care au venit pe piață cu niște modele foarte bine adaptate pentru piața din România. Și aici mă refer, bineînțeles, la Select Baits. Da, da. Select Baits, eu zic că Select Baits s-a orientat exact spre... din dorința și experiența pescarilor români. Asta deci e, el se adresează clar la piața din România. Da, el s-a pregătit cu produsele lui pentru ce-și doresc pescarii din România. Exact, și după cum se cere în România, se cere distanță. Long casting, da, toată lumea e fiertă pe long casting. E fiert, dar da. Asta din cauza că avem și niște lacuri mari. Da, știi? Da, la corbul fără long casting n-ai ce să faci. E foarte greu să găsești peștere aproape.
Adică îl mai găsești și îl mai ciugulești, dar în, nivel, în condiții de concurs îl găsești numai departe. Și nu neapărat în condiții de concurs, nu știu, te duci pe lacuri destul de mari, da, să pescuiești, și la corbul, te duci de plăcere să pescuiești la corbul, ai nevoie de distanță, te duci la Marea Vlăsiei, dacă nu plantezi, în locurile din fața ai nevoie de distanță, la periș, anumite locuri de pe Măgura Nouă, pe Lazăr, pe... sunt, băi, absolut, absolut, sunt lacuri mari. Și atunci normal că ai nevoie de distanță. Exact. Începe cu Sportex? Păi titlul spune așa, Spro Sportex Select. Începe cu Spro. Începe cu Spro. La Spro are un cel puțin în România pe partea de lansete de grab, portofoliul este destul de redus. Nu este foarte bine reprezentat, dar cel puțin cu modelul pe care îl are pe cele mai multe dimensiuni și cele mai multe acțiuni, și anume Spro Governor. Nu știu dacă ai auzit de el. Nu, n-ai auzit. De el. Governor. Da. După cum îi spui... Îmi place în primul că lucrează pe nume. Nu e pe indicative, e pe nume. Exact. Și vezi că este de ceva timp, de vreo 3 ani pe piață, și cred că n-am avut vreo... maxim 2, cred că am avut la garanție. Știi? Am înțeles. Adică niște lasete făcute civilizat, foarte bine. Și hai să zic niște prețuri. Adică pleacă de la 119 lei, variantă de 360, 2 libre 75. Asta adică de finețe. Lucrează și pe chestii din astea. E pe finețe. Da, uite, cine vrea să-și ia o lasetă de plantat, da? Poate să-și ia un Spro Governor 360, 2 libre 75, 119 lei, ce vrei mai mult de la foarte, atât? Foarte bună, pentru low budget e extraordinar de bună. Și de la un producător de renume până la urmă, da? Da. Adică vorbim de Spro, Spro este foarte cunoscut pe piața de spinning, pe piața de feeder, a fost parteneriatul acela cu Dome Gabor, nu știu dacă, poate nu cred că te pasionează. Nu prea am nici informații din domeniul, dacă mă întreb, în domeniul feederului. Și pe partea de crap acum a dezvoltat o gamă, se numește Strategy și arată foarte, foarte bine toate produsele de la Strategy. Dar hai să revenim la acest model care, după cum ziceam, se numește Governor și vine atât din două segmente, trei segmente, de 360, 390. Foarte mobil, foarte mobil, foarte mobil. Acoperă orice nevoie, orice nevoie. Deci un model de la... După cum ziceam, o lasetă care interpretează foarte bine pentru pescuitul plantat sau pescuitul la distanțe mici, unde nu trebuie să arunci distanțe foarte mari, dar plăcerea drill-ului clar va fi una extraordinară. Da? Și la un preț de 119 lei, un preț foarte, foarte mic. După care, ce face producătorul Spro? Îți dă o putere de aruncare între 4 și 5 libri. Adică asta este... Eu plic o putere de aruncare spot deja. Da. Ținând cont că la asta are și 360, începe de căsurile. Da, are și 360 și 390 cu putere de aruncare între 4 și 5 libri. Da. Este singurul producător la care am văzut o putere de aruncare oscilantă, știi? Adică între 4 și 5 libre, între 4 și 5 libre, da. De obicei la spinning sau la feeder îți dă între și între. Ei venind de spinning e normal să facă chestia asta. Da, vezi? Și vin aici la crab și ne dau o putere de între 4 și 5 libre. Este foarte indicată. Am văzut pescari care pescuiesc cu momitor. Am aruncat și eu cu momitor cu această lansetă și vreau să vă spun că este o lansetă impecabilă pentru pescuitul cu momitor, pentru că chiar dacă are între 4 și 5 libre, da? Lucrează foarte bine cu o greutate. Este parabolică. E parabolică. Te ajută. Este ușoară, da? Vine echipată cu inele de 50 la modelul de 3, la modelul 390, da. Da. Te ajută foarte, foarte bine la pescuitul cu momitor, la încărcături mai mari. Poți să arunci cu ea cu 115, 120 de grame. Fără niciun fel de problemă. Exact. Foarte puternic. Da, și arunci distanțe. Deci pentru pescarii care vor să arunce distanțe mari și costă varianta de 360, 189 de lei și varianta de 390, 208 lei. Adică este o variantă foarte bună pentru cei care doresc să arunce la distanțe mari și vor o lansetă mai puternică. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne le adresați aici, în intermediul Facebook-ului și...
Dacă ne puteți, bineînțeles, ajuta cu un share. Sau un distribuie. Pentru a ajunge informația la cât mai multe persoane. Și cei care sunt interesați de videourile noastre mai vechi, pentru că văd ceva întrebări de Shimano și Daiwa, intrați pe canalul nostru Claudiu Popa și acolo găsiți videourile... Ai făcut ceva rău! Am vrut să mă uit la comentarii. Uite, le vezi aici, Rodu. Păi dacă nu le vezi... Păi dă-i la ăla, la schema. La care? Uite, ai play acolo. Aici, aia, la șmecherie. Dă-i la șmecherie. Oricum, tu le vezi pe toate aici. Da, da, da. Nu este niciun fel de lucru. Am încercat să-l am făcut ceva rău. Uite, cineva ne întreabă ce recomandăm între Shimano și Sportec. Sunt două... Ajungem imediat și la Sportec și... Sunt doi coloși în industria lansetelor, cel puțin. Sportex este un brand de, cu tradiție, un brand cu renume de tradiție. Păi eu în 2000, când am fost în Germania... Știu povestea! Să spun! Știu că ți-a spus de nou! În 2000, când am fost în Germania, am intrat într-un magazin de pescuit și pe vremea aceea era mărci. Erau lansete Sportex de 500 de mărci, era topul lor. Da. Era o combinație de carbon cu Kevlar. Și a ieșit, am aici, a ieșit patronul magazinului și ca să demonstreze, a dat cu ea de bordură. Da. Înțelegi cu lanseta aia de Kevlar. Nu e cazul. Înțelegi, nu mai e cazul, dar lasă. Ne întoarce la naș siren, poți să-și mașină peste nu e nevoie. Și nici pe baltă nu-s multe borduri. Exact. Doar că mai pescuiști pe dale. Ideea e, hai să terminăm cu Sportex și ajungem imediat la Sportex. La Sportex, da. Deci, după cum ziceam, gama Governor, care este cea mai bine reprezentată în România din gama Spro, o găsiți în toate variantele, două segmente, trei segmente, de la 2,75 până la 4,5 libre și într-un preț foarte bun, mai mult foarte decât decent. Foarte bun, foarte bun. Adică cei care vor să-și achiziționeze lansete la un preț foarte decent, vă puteți orienta către lansetele Spro Governor. Mai există un Shadow Carp, se numește, de la Spro, care vine în variantă 3,93 libre jumate, costă 252 de lei, este foarte slim, parabolică, foarte mișto pentru plantat. Dar aici nu sunt prea multe de spus și trecem mai departe la Sportex. La Sportex, ce ne întoarcem la... Ce ne întreba lumea. La Sportex. Sportex... Mamă, câte modele avem! Lasă, astea sunt doar o parte din... o mică parte pe care le cunosc. Repet, vorbesc despre modelele pe care le cunosc, nu pot să abelez despre modele pe care nu le cunosc. Dar până ajungem la, până intrăm la Sportex, hai să vedem ce întrebări mai au telespectatorii pentru noi. Bun. Mulțumim încă o dată tuturor pentru telespectatorilor care ne urmăresc în fiecare luni de la ora 8. Lunea viitoare vom vorbi despre alte branduri de lansete, despre lansetele de la Felei, care foarte, foarte multă lume m-a întrebat despre ele. E o gamă deja foarte bine reprezentată în România. Da, la Felei. Să nu uităm sâmbătă, că am mutat evenimentul și sâmbătă asta să mergem la testul, casting Shimano, da. Care va avea loc sâmbătă pe 2 februarie. În spatele lacului Marea Vlăsiei, începând cu ora 11, unde veți putea testa lansetele Shimano TX1, TX2, TX5, TX7 și TX9A, cea mai mare noutate. Am luat-o. Ai văzut-o? Am luat lansetele pentru eveniment. Păi n-am avut când. A fost nasul afară. Da. Vreau să zic, eu am văzut multe lansete în viața mea, dar am rămas profund impresionat. Dar veniți sâmbătă să puteți testa noul Shimano TX9A. Eu cred că o să vă arunca ceva extraordinar cu această lansetă. Adică cum ar veni anul ăsta, vom pescui cu TX9A? Cred că schimb TX7-le cu TX9A. Ok. Cred. Nu știu. Vedem sâmbătă. N-am apucat încă să arunc nicio. Sunt foarte încântat și abia aștept să arunc cu nou TX9A. Dar haideți să ne întoarcem la... Sportex. La Sportex, da. După care mai luăm câteva întrebări. Competition. Competition. Deci vreau să spun despre Sportex în primul rând. Sportex este un brand 100% nemțesc, da? Care fabrică lansetele în Germania. Deci este singurul brand de lansete prin exemplu pe care ți-am spus din povestea respectivă e că în 2000 aveau lansete de 500 de mărci. Da. Deci lansete de 390. Au și acum. Ca idee, deci acum 19 ani
ei aveau nivelul de performanță, da, care s-a îmbunătățit, bineînțeles, ca orice producător și-a îmbunătățit tehnologia, probabil și a blancurilor și a celorlalte, mandrină plus inele, da, da, da. Acum greutate și ce mai departe, de la orice producător mare. Da, da, da. Poți să lucrezi cu șic, poți să lucrezi cu fuji, deci poți să lucrezi cu gauri. Acum, un producător care este foarte bun și foarte renumit și majoritatea marilor producători de lansete s-au orientat către el, este Keegan. Keegan, iar, da, da, da. Este la un preț ok și la o calitate extraordinar de bună. Așa, așa, așa. Shimano cel puțin s-a orientat către Keegan. Către Keegan, da. Este un producător corean. Deci nu sunt sporte, îți repet, nu sunt niște lansete ieftine. Nu. Sunt nu, niște nu. Lansete la niște prețuri ridicate, e și dar normal, și o calitate. Mâna de lucru în Germania e foarte scumpă. Exact. Deci e normal, exact, e fiind fabricate chiar în Germania, da, adică se simte lucrul acesta și în preț. Dar fabrică niște lansete extraordinare. Ca și multe lucruri de pescuit englezești, care da, datorită da, faptului că se fabrică în Anglia, sunt, au alt preț. Exact, da, exact. Și cred că unele dintre lucrurile astea care spun sunt lansetele de la Free Spirit. Free Spirit, Harrison se fabrică în Anglia, exact, Harrison Balista. Deci de asta și prețurile lor sunt foarte ridicate. Normal că acum pentru piața și pentru consumul care toate care aportă în Europa și mai ales în partea asta de Europa de Est, par puțin cam scumpe. Adică... Păi, este normal să pară scumpe pentru nivelul de trai din România. Da, da, înțelegi? Da. Asta, da. Sunt, după cum am început toată discuția, nu sunt niște lansete ieftine. Da. Sunt niște lansete ceva mai scumpuțe, ceva mai pretențioase, cea mai ieftină fiind 530 de lei. Da, deci prețul lor începe de la 530. Un pic peste 100 de euro. Da, un pic peste 100 de euro. Una este 100 de euro pentru România, alta este 100 de euro pentru neamț. Germania. Da, da, da. Exact. Da. Sunt dar ce diferent face Sportex foarte, foarte diferit față de absolut orice producător de pe piață? Oferă 10 ani garanție la da, lansetă. Asta este incredibil. Niciun producător, nu, nu, niciun alt producător de lansete pe care îl cunosc eu, poate mă înșel, nu știu, poate ori fi și nu-i cunosc eu, nu oferă 10 ani garanție. Exact. Da, e o perioadă destul de lungă pentru o lansetă, ceea ce e incredibil. Dacă mă întreb pe asta mine... De ce face chestia asta? Pentru că are o încredere foarte mare în blancul, produsul pe da, care îl oferă clientului final. Și garanția nu se face prin, adică se face prin noi, prin magazine, dar nu se face la noi, adică se face direct la în Germania, da. Exact. În momentul în care cineva achiziționează o lansetă Sportex, trebuie să intre, fiecare lansetă are un cod unic pe ea, trebuie să intre pe site-ul Sportex, să intre... Să-și activeze exact, codul garanție, ca de momentul ăla... Exact, el beneficiază de 10 ani garanție. Și dacă e bagabon și stă vreo 2 ani și după aia și-l activează. Vei că apare un raport de vânzări, nu cred că trebuie să fie cumva echilibrată treaba. Păi nu, dar orice garanție trebuie să fie însoțită și de bonul fiscal, dai seama. Da, și apare pe bon anul, da, 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 corect. Dar da, nu știu exact cum... Competition. Nu prea au fost, asta e chestia, păi nu prea au fost garanții. Păi e greu dacă un producător își permite să dea 10 ani garanție unui produs, e greu ca produsul ăla să se strice. Da, oricum sunt, poate să existe... Ok, hai să luăm... Să luăm așa, să trecem prin lansetele pe care le cunosc eu de la producătorul Sportex și hai să începem cu modelul Competition, cu modelul mai low cost de la ei, dar care nu este low cost. Se numește Competition, are 3,75 destul de curbură și este o lansetă semi-rapidă. Adică e înțepată. Nu e nici foarte înțepată, nu e nici... Adică și te ajută, dar nu e da, nici este semi-rapidă, nici lentă, da. Nu are o rezervă de putere foarte mare, dar ea te ajută foarte mult la aruncat. Datorită acțiunii sale, știi, este un semi-rapidă... Progresivă, exact. Da, știi? Da. Și te ajută foarte, este foarte asemănătoare cu vechiul Velocity, știi? Am înțeles. Adică este pe... Și gama de preț, e pe acolo. Este tot pe acolo, da, exact. Da, da, da. Și ce este foarte, foarte mișto la Sportex, la aproape fiecare gamă de lansete găsești și spodului. Aferent gama de lansete, da. Spodului. Ai Competition 3,75, vei găsi și un, da, un spod. Uite, mi-aduc eu aminte și noi aveam un spod da, de la Sportex, da, care da, destul de puternic. Da, da, l-am avut o perioadă destul de lungă.
Catapult Spot se numea. Da. Acela nu este un spot ieftin, dar este un spot extraordinar. Puternic, mi-aduc eu aminte. Da. Mi-aduc aminte. Cu ăla m-am aruncat și eu. Da? Da, da, da. La Corbu. N-am fost eu, atent. La Corbu. Da, hai să mai luăm câteva întrebări. Până trecem la următoarea, până trecem să vorbim de competition spot. Deci, după cum ziceam, competition lanseta de 3,75 lire are o acțiune semi-rapidă, progresivă și costă undeva la 530 de lei. Nu este niciun preț mic, dar nu este niciun preț extraordinar de mare în momentul în care te gândești că este o lansetă fabricată în Germania și beneficiază de 10 ani garanție. Da, da, da. E foarte important lucrul ăsta. Uite, cineva ne spune, Grace oferă garanție pe viață. Habar n-aveam. Nu știu, Grace în România este aproape inexistent. Bă, tu știi că am avut niște dar nu mai știu la ce am ajuns. Prodigy Grace, da, am avut. Dar am rupt, să știi, am rupt una dintre ele. Dar n-am mai văzut, să știi că n-am mai văzut un Grace pe piață. Bă, că n-am mai auzit, știi? Da, uite. Știi cine au avut mult timp Grace? Băieții de la Pitești. Brigada aia cu Barbu, cu Modelin, cu ăștia, pe, la, mai de mult aveau Grace. Grace a fost achiziționat de Pure Fishing cu ceva timp în urmă, da. Dar nu mai este la nivelul care a fost înainte. Grace și Chab au fost achiziționate de Pure Fishing, un colos în domeniul pescuitului. Chab, am avut corda la Chab, foarte mișto era corda la Chab. Mi-a plăcut. Concernul acesta, Pure Fishing, de care vorbesc eu, au Berkeley, Chab, Grace, au foarte, foarte multe, 10 branduri în portofoliu și deja în momentul în care ai atâtea branduri, știi, nu mai... Este foarte greu să le manageriezi, da. Băi, una e când o ai afacere mică de familie, știi, bă, îți dai toată, pui tot sufletul tău pe tavă. Nu e și devine și foarte eficientă. Da. Când e o afacere mică, e controlabilă și devine foarte eficientă. În momentul când, cu cât afacerea crește, e greu de controlat. Adică da, bine, poți să zici că Coca-Cola nu e bună, știi, sau McDonald's. Și n-a ajuns în România. Da, 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 au rămas neinsat. Nu, așa. Probabil prima Coca-Cola a fost senzațională, știi? Da, sau, da, 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 da. Sau primul McDonald's, na. Da. Ok, hai să... Mă rog câteva întrebări, dar de ce nu funcționează instalația? Lasă, nu te mai gândi la instalație. Să dai click, mi-a zis, regie. Bun. La Shimano, da, există 2 ani garanție, dacă registrezi mai un an garanție, nici de asta nu știam. Ajungem imediat și la lansetele Select Baits, dar vom vorbi despre ele după pauză. Păi, și despre restul de Sportex. Da. Ok. Am un Sportex, părerea mea este că este peste Shimano. Voi ce părere aveți despre spodurile Sportex? Vă salut, băieți. Sebastian Niță ne întreabă. Spodurile de la Sportex, după cum ziceam, sunt, din punctul meu de vedere, foarte puternici. Top 3 sau top 2 cele mai bune spoduri, spoduri din, da. Da. Din lume. Spod, da. Da. Deci, la spoduri este foarte greu să treacă cineva pe spoduri și de la Sportex. Auzi? De-abia aici și-a permis Sportex să bage ca lumea material. Da. Că la Sportex nu sunt grele. Nu e grele, asta e ideea. Nu e grele. Nu e greu. Am vrut. Lasă-mă că și astăzi am filmat ceva în magazin cu cei de la Baltacul și, mamă, dacă nu, am stăs la material pentru bloopers, dacă nu prea ne-a mers gura astăzi ca lumea. Deci, cei de la Sportex este... au o chestie foarte mișto, că au astea, spot pentru fiecare gamă pentru de fiecare gamă de lansetă, da. Și este imposibil să nu-ți găsești ceva pe mâna ta. Da, da, că și spotul ca și o lansetă normală trebuie să fie pe mâna pescarului care o utilizează. Da. Adică sunt aruncători care, de exemplu, li se par anumite modele de spot, li se par foarte puternice sau și nu poate să le calce, dar în schimb altele poate să lucreze cu ele, deși sunt spoduri. Exact, exact, exact. Și înainte aveau, nu știu dacă mai au acum în portofoliu, aveau un spot de 8 libre. Mi-aduc și eu aminte de chestia asta. Era ceva doar pe mâna lui Nicu Dinescu, cred că spot. Chiar utilajul mai degrabă. Doar utilajul, da. Ok, deci după cum am zis, competition de 3,75 și competition spot. Extraordinar. De 5 libre. Spot. Cei care vor să-ți cumpere un spot cu un raport calitate-preț foarte, foarte bun și să arunce foarte departe cu el, recomand Competition Spot, care este într-un preț de 570 de lei. Deci,
Știți, scopul la spoduri nu vă trebuie 6, vă trebuie unul singur, da, dar să vă spune să-și facă treaba. Mai bine investiți într-un spod bun decât să aveți probleme și să luați un spod care să nu vă ajute în ceea ce doriți să faceți cu el. În primul rând, cu spodurile trebuie să ajungi cu nada, da? Unde pescuiești. De ce trebuie ceva distanță? 50 metri în spate. Da. Așa. Și hai să trecem la un vreau să fac și eu comentarii, dacă n-am vreau că nu dai click acolo. Uite, comentariile sunt aici. Așa, păi, da. Uite câte mai câte comentarii sunt și tu ne-ai fost atent. Știu, dar sunt foarte multe. Uite, Daiva și cine e utilajul? Care... Lucian Văduva de la Brașov. Da, un tip foarte masiv, după cum îi spune și... Puternic, foarte puternic, da. Denumirea utilajul, care aruncă foarte bine cu lanseta. Uite, de-aia nu iau întrebările, pentru că este vorba despre Shimano și Daiva, videouri pe care le vedeți pe canalul de YouTube Claudiu Popa. Dar să știi că, uite, întrebarea asta am mai auzit-o. Care? De ce la casting nu ieși TX4? De ce la casting nu ieși TX4? Nu este o lansetă de interes pentru noi. Sunt doar lansetele pe care le-am le-am și discutat, l-am și specificat exact. în emisiunea de Shimano. Din punctul meu de vedere, este un subiect încheiat. Nu vreau să mai discut despre... Și atunci să discutăm de TX9A, la casting. Veniți la casting să vedeți TX9A, de exemplu, Advanced. Exact. Eram la modelul Catapult. Exact modelul de bă, deci, pod pe care îl aveam. Ce denumire au... Îmi plac denumiri, lucrează frumos. Adică, da. Bă, clar, asta te ajută la lansat, știi? Catapult e o lansetă foarte mișto, deci 3,75 lire. Nu este o lansetă ieftină. Nu. 810 lei. Unde o vezi tu comparabil cu... Dar nu vreau să compar. Am înțeles. Fiecare să-și facă o idee, dacă e... poate să vorbim cu cei de la Sportex, să facem o zi și de... De casting, da. În asetele Sportex. Ei, uite, n-ar fi o idee. Da. E, să văd dacă... Dacă interesează. Da. Deci există varianta de lansetă, de pescuit, de 3,75 lire, 810 lei, care are rezervă de putere. Este o lansetă semi-rapidă, nu este o lansetă rapidă, știi, care să, da. Să te chinuie, să arunci cu ea, este o lansetă ușoară, care te ajută foarte mult în lanseul, să atingi distanțe destul de mari. Ce cere piața din România, știi? Că, practic, asta este. Și, bineînțeles că vine cu spodul ei. Bineînțeles că vine cu spodul ei. Este vorba despre Catapult Spod, lansata pe care, da, care am avut-o și noi înainte, care este 5,5 lire, puțin mai întărită. Puțin, e... E mai cam că avea o rezervă de putere exterioră cu 400 mm inferior, da. Foarte, foarte puternică. Nu este foarte slim spodul. E mai, ca să poată să ducă. Da, dar nu este grea. Nu, deci nu materialele sunt foarte bine, dar foarte bine ales. Nu este grea, este ușurică pentru puterea ei și, într-adevăr, dacă vrei să-ți iei un spod, să ai brațe pentru ai el, brațe pentru el. Recomand Catapult Spodul cu cea mai mare încredere. Ideea e că pentru acest spod îți trebuie atât putere cât și puțină tehnică. Am înțeles. Dar în primul rând îți trebuie un pic de putere, dacă n-ai... minim 80 de kilograme, și nu e cel, recomand. Și nu e cel mai puternic spod al lor? Băi, ba da, este cel mai puternic spod al lor. Păi și Paragonul? Este Paragonul de 5,75, dar nu este atât de strong. De puternic, da. Adică, cel puțin mie mi s-a părut mult mai puternic Catapult Spodul. Dar, imediat, după o scurtă pauză, revenim cu detaliile despre Paragon Spot și mai răspundem la întrebările dumneavoastră. Imediat revenim după o scurtă pauză. Nu plecați nicăieri. Nu cred că prinde nimeni nici azi, bă, Ioane. Păi eu nu mai arunc bine cu lansetele mele, mă. Nu mai plac. Păi ai văzut ce scule au aia, mă, de print? Aș vrea să le văd pe ale mele. Bă, dar știi ceva? Și eu vreau să le văd pe ale mele. Auzi, oare cum facem? Mergem în obor sau cum? Sau un târg. Avem altă variantă? V-am auzit vorbind. Vreți să vă vindeți sculele? Da!
Păi vă dau eu o variantă. Intrați pe claumarpescar.ro, secțiunea bazar și puteți publica sau căuta anunțuri gratuite legate de orice fel de echipamente de pescuit, joburi din domeniu, pensiuni, concursuri și lacuri pentru toți pasionații de pescuit și outdoor. Bazarul Clau Mar Pescar, le-am dus la setele mele vechi imediat, m-ai pus acolo niște bani și a, uite ce frumuseți mi-am luat, a? Ce mișto sunt! Bă, dar asta cum să folosesc? Bagi acolo cablul ăla, tragi, nu știu mă, dar pun chiar acum un anunț pe Clau Mar Pescar și aflu cum se face. Intrați pe claumarpescar.ro, secțiunea bazar și puteți publica sau căuta anunțuri gratuite legate de orice fel de echipamente de pescuit, joburi din domeniu, pensiuni, concursuri și lacuri pentru toți pasionații de pescuit și outdoor. Bună seara, am revenit cu subiectul din această seară în The Live Show și anume lansete Spro Sportex Select. Da, suntem la Sportex, deja am discutat de competition, de catapult. Despre catapult și urmează Paragon. Paragon este un model lansat anul trecut de cei de la Sportex și, bineînțeles, vine cu lansete și cu un spot. Da, da, da. Au majoritatea din gama lor. Băi, Sportex sunt foarte bine reprezentați pe partea de spoturi. Găsești cele mai multe variante de spoturi la Sportex. Dacă îți dai seama dacă o fac pentru fiecare model, e și normal. Adică dacă se adresează... Nu știu dacă fac chiar pentru fiecare model. Pentru mare parte de modele pe care le au. Da, exact. Pentru că ceilalți producători, ai văzut, ies cu un singur model de Sportex, de Spagos, cu un singur model de spod, da? Și da. Rar la câțiva ani mai scot câte unul. Exact. Și bineînțeles, vine lanseta cu 3,75 libere. Observ tendința asta lor, 3,75 libere, știi? Spre lansete puternice, practic. Da, și până la urmă, într-un fel sau altul, și consolidează foarte tare greutățile de plumb cu care se arunci. Că rezerva de putere merge și cu oile plumbului. Aici te-am prins. Paragon este o lansetă fără rezervă de putere. Da? Toate că are 3,75, da? Și este parabolică. Foarte mișto pentru cei care vor să pescuiască plantat. Da. Foarte subțirică, în schimb. Ia uite. Deci, vezi mă că te și... Te păcălește, da. Te păcălește. Exact asta am și vrut să... Mare parte, să știi, când văd 3 libre, când văd 3,75, se gândesc la 120 de grame, la un plumb de 120 de grame. Da, păi cum vorbeam mai devreme și de cele de la Spro, de Guvernor,
care au între 4 și 5 libre. Poți pescui și lejer cu 110 grame cu ele fără niciun fel de probleme și ai performanțe 100%. 100%. Deci ok. Deci dar în schimb Paragon Spot, da, de 5 libre 75, deci deja uite, vezi, au trecut de la 5 libre 50 la 5 libre 75. Deci am început cu 5 libre, 5 libre jumate și acum 5 libre 75. Dacă au avut și de 8, dai seama. Trebuia să treacă și prin 5,75, nu? Haide mă, să-l băgăm și pe ăsta acolo. Dar, iarăși, un preț la lansetă 760 de lei și la Spot 830. Dar, încă o dată, repet, la Spot chiar își merită, își merită bani. Își merită bani. La lansetă își merită banii pentru cei care pescuiesc aproape, vor să aibă un drill de senzație. Și vor să aibă lansetă care are 10 ani garanție. Asta da. Și asta vor să aibă lansetă care... Sunt oameni care sunt mai conservatori, nu se duc la foarte multe parte de pescui pani și atunci vor să țină ea la lungul lansetă. Exact. Da? Și să le știe că n-ai și păi să-și 5-6 ani, nu are probleme cu ea. Păi, ai confortul ăla psihic, știi? Da, da, da. În momentul da. Care cineva îți oferă o garanție de 10 ani la un produs, păi, eu... îți dă un sentiment de siguranță că produsul este, nu ai probleme cu el. Dar sincer, eu dacă nu știu, vreau să-mi iau un aspirator și văd, mă uit, intru pe un mare retailer online, da? Și văd, unul are garanție Philips, are garanție un an, Samsung 2 și Alcatel 3, vorba vine, nu știu, mi-au venit 3 branduri în minte. Da, îl iei pe cel cu 3, adică te interesează cel și cu garanție mai mare. Exact, dacă sunt în preț asemănător. Dacă îți dau garanție de 6 ani, nu prea vine să vii. Bă, nu prea vine, știi? Sau no warranty. Da, da. No, fără nicio garanție. Un alt model foarte mișto care, nu știu dacă se mai fabrică, se numește FBC. Habar n-am de ce se numește așa. Păi, eu cred că FBC ăsta înseamnă și ceva, gen... Fast and Furious. Nu știu, ceva. Băi, bănuiesc că înseamnă ceva, dar nu știu exact ce înseamnă. Un model care se pretează foarte bine pentru piața din România, pentru că este, într-adevăr, un model de distanță. Este o lansetă rapidă, ușurică, da, dar și cu un preț pe măsură. 1220 de lei. Știi? Deci e o lansetă scumpă. Da. Deja e o lansetă scumpă. Da. Are acțiune rapidă, e nervoasă. Este, da? este o, după cum zicea, 3 libre jumate. Da, 3 libre jumate și destul de nervoasă. Destul de nervoasă, exact. Și mai este varianta de Morion. Bă, dar mă unebunte așa cu denumirile. De lume, hai că la Paragon nu mai știu, de pe la jocuri, Paragon, înțelegi? Nu știu, eu mă gândeam că e de la Parabolic, Paragon. Nu, Paragon, nu, Paragon, e ceva legat de... Ăștia cum se zice, teptier, de nebunii, de... A, da? Da. Nu știu, da. N-am fost la lecția aia. N-am fost. Și asta Morion. Morion ăsta nu știu, asta l-am zis și eu. Da, asta este... Mișto de lumini. Da, este o lansetă rapidă, dar costă 1420 de lei. Nu e ieftină. Nu e. Nu e deloc ieftină. Dar cum vezi tu Morionul față de FBC-ul? Că văd că sunt două modele diferite, rapide amândouă, care ar fi mai înțepată? Că... Băi, n-am apucat să arunc cu ele, le-am văzut, le-am testat, am văzut ce rezervă de putere are fiecare. Eu, FBC-ul mi se pare mai puternică. Adică să fie mai rea. Da, să duci la distanță, da. Duci la distanță, da. Dacă ești un aruncător. Da. Bun. Dar nu cred că se mai fabrică. Din FBC-ul? Da, FBC-ul nu cred că se mai fabrică. Înseamnă că s-ar putea Morion să fie un locuitor. Un locuitor, că este foarte probabil. Totuși, prețul este asemănător. Prețul este asemănător și acțiunile. Da, da. Și acțiunea rapidă e acolo. Exact. Hai să mai luăm câteva întrebări. Nu uitați să dați un share sau... O distribuire pentru a ajunge informația la cât mai multe... La cât mai mulți pescari care își doresc un Sportex, un Spro sau un Select. Ok. Car fanatic ne spune, Claudiu, ar fi foarte tare să se facă în mai multe locații din țară un astfel de casting, tăi cu lansete și mai vs. Sportex, putem pune noi o vorbă bună pentru ele. Aici ar trebui să retailerii să facă lucrul ăsta. Da, din zona respectivă, oraș, da. Probabil că sunt magazine în zona respectivă. Facem eforturi destul de mari pentru a obține astfel de evenimente aici în București. Este foarte greu să facem în țară. Adică astea sunt făcute pe spatele nostru, magazinului Claumar și cu susținerea Normar aici în zona. În zona, exact. Ce părere aveți despre Sportex Advancer? N-am auzit de el, nu știu dacă ori este un model mai vechi, ori nu se aduce pe piața din România. Chiar nu știu ce să zic. Așa.
Bun. Vă rog, întrebări la subiect despre Spro, Sportex și Select. Iar dacă vreți să vedeți despre Shimano și Daiwa, găsiți pe canalul de YouTube Claudiu Popa emisiunile de săptămâna trecută. Paragon Spot, ați văzut-o la treabă, ne întreabă Marinel Apostol. Da, am văzut-o la treabă, după cum ziceam și mai devreme, este o super lansetă de spot. Deci pentru cine vrea o lansetă foarte bună de spot, Paragon Spot este o opțiune foarte, foarte bună. Nu este ieftină, dar are 10 ani garanție. Dacă mă întreb pe mine, vezi că e mai ieftină totuși decât catapultul. Este mai pe catapultul, iarăși, la fel, este din fabricație. Da, a, probabil și că asta cred că Paragon o să fie, da, o să fie predecesor. Ok. Hai să vedem ce întrebări mai sunt. La subiect, întrebările de la subiect le luăm. Bun, Sebastian Niță ne-a spus că are un spot Sportex și este foarte mulțumit de el. Bun. Nu mai sunt... Ah, uite, Sorin ZNF ne întreabă, Claudiu, Sportex Purista 13, 390, 375, știți ceva de ea? Uite, aici aveam, după cum vezi, aveam aici trecut pe foaie, Sportex Purista. Ce, da, ai vrut să te apuci de ea. Am vrut să mă apuc de ea, dar n-am avut ce să spun despre ea, nevăzându-o niciodată. Ah, înțelegi? Nu există nici magazin? Nu există în magazin. Este o lansetă de 1800 de lei, înțelegi? Destul de scumpă. Vârf de gamă de la Sportex, deci cum ziceai și tu, există lansete foarte scumpe da, de da, la producătorul da. Sportex. Și nu am cum să spun ceva despre ceva care nu ai văzut. Pentru care nici măcar nu l-am văzut, dar aminte să-l testez, să nu pot să fac chestia aceasta să mi. Ei, și sunt convins că față de modelele astea, Sportex are destule modele în portofoliu, 100%. Și de alte aici este exact ce în România și ce s-a cerut în România. Adică dacă observați, toate sunt lansete. Există în România la importator, există pe site-ul nostru claumarpescar.ro modelul Purista, dar nu l-am comandat niciodată. Chiar sunt curios să-l văd și eu. Luna viitoare mă voi duce la importatorul din România al brandului Sportex și îl voi vedea live acolo. Voi reveni atunci cu mai multe detalii, după ce pot să-l văd un pic, să îmi dau o părere despre el. Ok. Și cu acesta încheiem toate modelele de la Sportex pe care le cunoaștem. Exact. Și acum trecem la un brand autohton. Românesc. Un brand românesc care a creat ceva foarte mișto. Foarte mișto. Brandul Select. Select Bates. Da. Un brand care a luat o amploare extraordinară într-un timp foarte scurt pe segmentul lansetelor. Băi, și văd față de anul trecut că au apărut mai multe chestii. Da. Deci anul trecut discutam de trei modele, de Vulcan, de Potența și de Elite. Da. Și uite acum că, în afară de faptul că au apărut și cu Spod, da, anul trecut nu era Spod. Era Spodul, cred, dar... Nu știu, în prezentarea noastră nu am avut Spod anul trecut. Da. Și a apărut și Babi. Babi, baby! A fost și Babi. Da, deci, uite, din ce în ce mai mult a luat amploare acest pescuit cu lansete de 3 metri. Știi? Da, da. Înainte, băi, nu știu, când pescuiam, înainte, primele lansete cu care am pescuit au fost de 2,70. 2,70, 3,30. Astea au fost aici între 2,70 și 3,30. Îți-am zis când am găsit primul în târg, l-am găsit în obor primele damuri. Damuri de 3,60. Emotion. Nu aveam niciun emoșă și nimic. Era dam și atât. Mic într-un mic, post. Așa, da. Legre erau. De 3,60. Mamă, 3,60. Nu ne împurcăm cu ele, dar aruncăm la putele astea. Și după asta a urmat apariția 3,90 și am trecut și eu pe 3,90. Dar aia spun prima oară, 2,70. Ah, am avut una de la Jeep-o de 2,90. Deci nici 2,90 era. De ce bol aveau? Nu știu, 2,90. Deci era percat așa, colorată.
Dar ce vă povestesc că e vorba de 98-99, 1998-1999. Uite, Sorin ZNF ne spune Sportex briliant, Carp V2 este acum vârful de gamă, 2500 de lei. Da. Sunt tare curios să văd cum arată această lansetă. La 25 de milioane. Da. Băi, e foarte posibil să nu fie o lansetă de distanță. Foarte posibil să fie o lansetă foarte bine lucrată, cum este Daiwa Basia. Da, da. Sau vechiul TX9. Exact, știi? Exact. Lansete mișto, de drill, foarte elegante, foarte bine finisate. Foarte bine finisate, materiale foarte ușoare, da. Înțelegi? Dar nu e neapărat să fie o lansetă de... Nu o lansetă de distanță set-alonul, lansetă. Nu ți-am explicat că Daiwa... Și de fapt știi că ai avut și tu emblemă. Emblemă nu puteai să dai tare cu el. Înțelegi? Da. Dar în schimb era foarte scump, știi? Da, scump, dar foarte bine finisat, da. Materiale de înaltă calitate, așa e, tehnologiile, așa e. Astea totul costă, adică prețul chiar se reflectă. În produs. În produs, da, da. Exact. Ok, bun. Hai să ne întoarcem la Select Blades, la Babi. Babi. La producătorul autohton Select, producător de lansete pe care le găsiți pe site-ul claumarpescar.ro și în magazinele Claumar Pescar și Famous Fishing Brands. Baby ăsta lansete de 3 metri, 3 libre 25, la un preț de 370 de lei. Băi, arată senzațional. E subțirică, cu rezervă de putere. Pentru cei care plantează din barcă, pentru cei care pescuiesc, nu știu, până delta, până într-o 100 de metri. 3 metri delta, e senzație, exact. Delta, să nu te încurce. Eu am postat și cu 3,90 în delta, dar e până crăcile alea pe sub copaci. Exact, exact. Sunt niște lansete foarte, foarte mișto și, după cum am zis, a revenit foarte tare trendul ăsta. Și eu mi-am luat lansete de 3 metri pentru pescuitul din barcă plantat. Păi e o senzație asta. Da. Da. Sau când pescuiești la 100 de metri, știi? O lansetă de 3 metri cu o muletă de 5500 sau ceva de genul ăsta, e perfect. Eleganță maximă. Exact. Și foarte ușoare. Și... Ne întoarcem la Vulcan. Vulcan, modelul Vulcan? Ne întoarcem la modelul Vulcan. Vulcan, care l-am prezentat anul trecut și da? Văd că își ține locul în piață. Da, da, da. E da. O lansetă foarte, foarte bună. Vine și, băi, ce au ăștia foarte mișto de la Select, au variante de lansete cu inel de 50 și cu inel de 40. La fiecare variantă. La fiecare lansetă. Da, în funcție de gustul. Ceea ce discutam, că dacă există mereu o dispută între treaba asta, care e mai bun lansetă cu inel de plecare de 40 sau cu inel de plecare de 50, presupun că sunt și fani ai acestor lucruri, dacă există tot timpul există discuția asta. Și atunci e clar că cine își dorește cu inel de 40 să-și ia un Vulcan cu inel de 40, cine își dorește cu 50 să-și ia cu echipament 50-16 sau cu 40-12. Exact. Da. Deci Vulcanul îl găsiți atât cu inel de 40 cât și cu inel de 50 și este o lansetă de 3,90, 3,5 cu prețul de 3,90 este la Vulcan, văd că nu este și 3,60 sau ofisă și nu este disponibilă, de 407 lei. Este foarte decent ca preț. Foarte exact. Decent. Pentru caracteristicile Vulcanului, da. Exact. Nu vorbim de o lansetă foarte ieftină, de 100-200 de lei, dar vorbim de o lansetă de 400 de lei, dar cu niște caracteristici pe măsură. Pentru distanță, în primul rând, asta e chestia. Toată gama de la Select Blades sunt lansete destinate distanței. Mai puțin babi. Mai puțin babi, da. Mai puțin babi, mai puțin babi, da. Pentru că, uite, avem trecem de Vulcan și ajungem la Potența. Potența, da? Vezi că la Potența s-au câștigat niște concursuri de casting cu Potența acum un an, da, exact primăvara trecută. Da, da. Acum aduc bine aminte, chiar unul dintre aruncătorii buni, Perianu, știu că dădea cu Potența în perioada aia. Da? Da, da, da. Acum dă cu Shimano. Acum dă cu Shimano, da. Și este și consultant Shimano, da. Nu? Va fi și el prezent sâmbătă viitoare, sâmbătă asta, da. La evenimentul casting Shimano. Nu uitați, sâmbătă, ora 11, Marea Vlăsiei 2. În spate la Marea Vlăsiei vom testa lansetele Shimano. Hai să ne întoarcem la Potența. Deci vine în variantă de lungime, 360. Asta e noutate. Varianta 360, care am trecut, era doar în 3,90. Da? Da, era doar în 3,90. Deci acum găsim varianta de 360 și 3,90, 3,75. Adică da? Puternică. Puternică, da. Puternică. Este o lansetă puternică. Pentru cei care doresc să atingă distanțe, este o variantă foarte bună în bugetul ăsta. Raport calitate-preț foarte, foarte bun. La 427 de lei, varianta de 360, 470 de lei, varianta de 3,90. Am înțeles. Și după cum ziceam, inel de 40 și inel de 50 la ambele variante. Da. E un lucru foarte bun.
Cine mai întreabă? Hai să vedem prietenii, ce mai... prietenii pescarilor. Pe Moraru Petre ne întreabă, voi ce spod aveți? Noi, fiind consultant Shimano, avem, adică eu cel puțin fiind consultant Shimano, folosim spodul de la Shimano Tribal. Acela da. Am folosit de 2 ani sau 3 ani. Da, 2 ani. Da. Da, am făcut două sezoane complete. Te-i, da. Când am pescuit cu TX5, am pescuit cu el, deci... Uite, ne întreba cineva ce părere avem despre Vulcan. Un raport calitate-preț foarte, foarte bun. Foarte bun. Ce părere aveți despre Elite? Ultima va fi, bineînțeles, că fiind vârful de lance... E vârful de lance. Vorbim despre ea ultima. Compania Sportex la aniversarea 70 de ani a lansat în 2019 modelul Sportex Advancer 390 375. Sunt foarte curios să-l văd. Deci dacă l-am lansat în anul 2019, o să-l văd și eu. O chestie foarte interesantă. În februarie. E vorba de cei 70 de ani de activitate. Da. Adică fac bețe de 70 de ani, ceea ce e interesant. Da. Deci au o tradiție foarte, foarte, foarte bună. Au o tradiție nemțească. Așa, o tradiție nemțească. Foarte multe branduri din domeniul pescuitului au venit din Germania. Uite, cea mai veche, cea mai longevivă firmă de articole de pescuit din lume, cred că a fost prima, de fapt, cel primul brand de articole de pescuit din lume. Sportex Grafeon, 700 de euro, auzi, altă lansetă, și mai scumpă de la Sportex. Ce părere aveți despre Sportex Catapult CST, diferența între noile blancuri de la Sportex și cele vechi? Clar, întotdeauna vin îmbunătățite noile blancuri față de... Uite, un băiat aici că își pierde timp cu mine. Da, Vali Mardar, nu, Vali Mardar e într-o doagă, nu. Așa e glumeț, nu trebuie luat în serios. La Select Baits, stai așa că ne întreba cineva. Cine produce Select Baits? Este un producător, brandul este românesc, lansetele se fabrică unde se fabrică și visul american, în Asia, într-o țară din Asia, nici nu mai contează care, dar sunt niște lansete cu un raport calitate-preț foarte, foarte bun. Da. Asta este tot ce contează la ele. Acțiunile la lansetele Select. Păi, cred că cea mai... 3,5 V, 3,75. Cred că... Nu, acțiunea este semi-rapidă, rapidă. A, semi-rapidă. Da. La Vulcan este o progresivă. La potența deja vorbim de o lansetă semi-rapidă. Da. Așa. Vigor, care este următoarea și nou în... Nou. De lansete Select. Și vine pe 3,60-3,90. El de 40 și el de 50, cum ziceam și mai devreme. 3,5, da. 807 lei și 845 de lei. Deci, iarăși, nu este o lansetă ieftină. Deja e o lansetă, da. Deja e o lansetă în clasa de sus, în clasa de sus ca și preț. E o lansetă nouă. Aș chiar sunt curios să o văd și eu figurul ăsta. Da, e un magazin, dacă o să ți-o arăt. La fel, încă o dată, lansetă Select, deci egal lansetă de distanță. Da. 100%. Avem și numele, băi, și numele vigor. dacă Vulcan potență, vigor, da. Mamă, vigoare, tată. Exact. Asta trebuie ceva. Rocket Gun Spod and Marker este lanseta celor de la Select de spod și de marker, care vine în 360 și 390 metri lungime. A 427 și 470 de lei. Preț decent. Un preț foarte bun. Pentru un spod. Pentru ceea ce fac ele. Sunt foarte puternice. Adică poți să dai cu o rachetă plină, poți să dai cu un spider plin, fără niciun fel de problemă. La multe lansete se știe că nu poți să dai un spider plin. Exact. Da, să treci de 150 de grame. Și bineînțeles, ajungem la vârful de lance, Elite. Care se numește Elite D. Multă lumea știe cum i-a spus, HS-ul românesc. HS-ul românesc, românesc. Bă, câte de-astea avem? Plasa românească, HS-ul românesc, ce mai aveam? Elicopterul românesc. Solubile românesc. Solubile românesc, deci câte chestii câte românești. Deja, câte chestii care noi, gândiți-vă că intrăm, să zic, în povestea asta a pescuitului modern undeva în 2000.
hai să zic 2000, da, 99 a fost primul campionat mondial în România și atunci am deschis ochii pe un pescuit sportiv de care ei deja aveau 50 de ani tradiție de pescuit sportiv. Și atunci e clar că apărând foarte târziu, e greu să mai inventezi ceva. Da, adică, da. Dar uite că totuși avem câteva lucruri românești care sunt deja recunoscute la nivel mondial. Când spune la nivel mondial, mă refer la campionatul mondial de pescuit la crab. Deci lumea pescuit la crab la nivel mondial cunoaște România. Deci suntem pe harta pescuitului din punctul ăsta de vedere. Avem foarte multe medalii luate la campionatele mondiale. Foarte mulți au termenul ăsta de școala de pescuit românească. Da, deja e o școală de pescuit, tocmai prin această competiție acerbă la toate pe toate bălțile din România. Deci deja în toate zonele țării au apărut bălți foarte bune de unde se țin competiții și unde se întrec pescarii sportivi de crab. Și de aici apare și concurența. Lângă ei se dezvoltă o gamă de producători românești, da, care au început cu accesorii și s-a ajuns, uite, și până la accesorii nadă și s-a ajuns până la lansete. După cum ziceam și în emisiunile trecute când vorbeam despre nadă, câte echipe de la campionatul mondial pescuiesc cu nadă românească. Da. Deci foarte multe echipe la un campionat mondial pescuiesc cu nadă românească. Uite, și cu consultanță românească exact. În domeniul pescuitului. Tudor Mircea ne întreabă, Vulcan se predează pescuitului cu momitoare, se predează foarte bine. Toate lansetele select sunt lansete puternice care se predează pescuitului, adică cu momitoare. Duc cu momitor foarte, foarte bine. Și elitul, să ne întoarcem la elit, este haiesul românesc, deci arată foarte, foarte asemănător cu haies, numai că... Haies, ca să înțeleagă toată lumea, haies 200 este o lansetă foarte celebră pentru distanțele foarte mari cu care s-a ajuns. A fost o lansetă care 3 ani la rând a câștigat concursurile de casting din România. Era interne aici, deci a fost lanseta care a dominat aceste competiții. Din 2006 în 2007, când a luat amploare, cam toată lumea avea haiesuri. Da, pe la competiții. Și acum sunt echipe, știu eu, care au câte două de rezervă, în cazul că trebuie să iasă la distanță. Două, patru, câte au. Dar sunt mereu minim două, dacă e nevoie să ducă mai sus un pic. Da. E, uite că cei de la Select au reușit să facă o lansetă care se numește Elite D. Și de aici și vine Elite D, Elite Distance, știi? E, ce au reușit ei să facă și este îmbucurător față de HS, este finit, adică vârful lucrează mult mai bine în drill. HS-ul avea problema asta. Și mai avea o problemă HS-ul. Or, se rupeau foarte multe și uite, prețul. Și prețul, da, prețul. Prețul era cam ca la Sportex-ul la numărul 1. De 20 ceva de milioane era și HS-ul. Păi vreo 2500 de lei, cred că e și acum HS-ul. Și asta vine la jumătate de preț, 1225 de lei. 1225 de lei și performanțele sunt toată lumea care aruncă cu Elite D. Și știu mulți pescari cunoscuți care folosesc Elite D-ul deja. Și sunt foarte mulțumiți și de raportul de aruncare și de partea de drill. La HS era o mare problemă asta. Ilie Cătălin întreabă, după părerea voastră, Elite D sau TX9? Poate TX9A, că TX9 nu era în gama asta de putere, da. Dar depinde de la aruncător la aruncător. Repet, pentru unii poate să potrivească Elite D-ul, pentru alții TX9A sau TX5 nu poate să folosească TX9A sau Elite D, pentru că sunt lansete foarte puternice. De-aia și organizăm evenimentul ăsta. Ca să vedeți ce înseamnă diferența dintre tipurile de acțiuni la lansetele Shimano și care vi se potrivește pe mână cel mai bine. Aia este foarte, foarte important ce vi se potrivește pe mâna dumneavoastră. Că nu contează ce se potrivește pe mâna lui Gigel. Da, important e pe mâna... Sau lui Marcel. Da. Pentru că ce se potrivește ție pe mână, aia trebuie să-ți achiziționezi. Degeaba... ne aplicăm urechea către stânga și către dreapta. Da, domnule, s-a ajuns la discuția care ce mai uite și acum dacă stăm să vorbim de Select. Într-o discuție probabil despre Select, care e cea mai bună lansetă de la Select? Elite D. Păi și dacă nu încarci, și dacă nu încarci, dacă nu încarci. Este vârful de lance de la ei, dar nu este potrivit pentru toată lumea. Este o lansetă cu acțiune extra fast. Da. Deci este o lansetă greu de încărcat, dar în momentul în care o încarci, ajungi și la niște performanțe extraordinare. Adică și au și spod.
am un spot care este incredibil de ușor. 3,95 libre, același preț ca și lanseta, 1225 de lei și la fel, atingi niște distanțe puternic. Puternic. Este foarte puternic, foarte ușor pentru puterea lui și foarte mișto de aruncat cu el, dar încă o dată trebuie ceva. Am văzut că te-ai apucat de sală. M-am apucat, da. Vrei să încarci, vrei să încarci ca lumea. Nu, cred că și Manu. Am înțeles. Ok, vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o în această seară. Revenim lunea viitoare cu mai multe detalii despre alte branduri de lansete. Să rămâneți conectat pe paginile noastre de Facebook ca să aflați mereu noutățile din domeniul pescuitului și despre ce vom vorbi emisiunile viitoare. Da, emisiunile. Dacă vreți să vedeți videouri mai vechi de ale noastre, intrați pe pagina de YouTube Claudiu Popa și acolo găsiți toate videourile noastre mai vechi. Vă așteptăm sâmbătă, pe 2. Pe ora 11? La ora 11, în spatele lacului Moara Vlăsiei. Pentru cine cunoaște lacul sus, la pădure, pe platou? Exact. Acolo vom testa împreună cu toții lansetele Shimano. Și o să mai testăm niște mici de la Carmangeria Uzana. Bineînțeles, cei mai delicioși mici din București, doar mici de la Carmangeria Uzana. Și nu uitați, dacă aveți depus anunțuri cu produse de vânzare, nu mai aveți ce face cu ele, vreți să vă luați altele noi, puneți-le pe bazarul Claumar. Nu tutun. Ne vedem luni. Nu cred că prinde nimeni nici azi, Ioane. Păi eu nu mai arunc bine cu lansetele mele, mă. Nu mai plac. Păi ai văzut ce scule au aia, mă, de prind. Aș vrea să le vând pe ale mele. Bă, dar știi ceva? Și eu vreau să le vând pe ale mele. Auzi, dar oare cum facem? Mergem în obor sau cum? Sau în târg. Avem altă variantă? V-am auzit vorbind. Vreți să vă vinde sculele? Da! Păi vă dau eu o variantă. Intrați pe claumarpescar.ro, secțiunea bazar și puteți publica sau căuta anunțuri gratuite legate de orice fel de echipamente de pescuit, joburi din domeniu, pensiuni, concursuri și lacuri pentru toți pasionații de pescuit și outdoor. Ce mi-am luat. Ia vină cu aici. Ha? Păi am pus anunț pe bazarul Claumar Pescar. Le-am dus la setele mele vechi imediat. Mai pus acolo niște bani
Și, a, uite ce frumuseți mi-am luat, a? Ce mișto sunt! Bă, dar asta cum să folosesc? Bagi acolo cablul ăla, tragi... Nu știu, mă, dar pun chiar acum un anunț pe Claumar Pescar și aflu cum se face. Intrați pe claumarpescar.ro, secțiunea bazar, și puteți publica sau căuta anunțuri gratuite legate de orice fel de echipamente de pescuit, joburi din domeniu, pensiuni, concursuri și lacuri pentru toți pasionații de pescuit și outdoor.